Da, deci după ce s-a randat video-ul aproape jumate, mi-am amintit și eu că v-am promis în episodul trecut de Overwatch că o să vă fac canalul meu pe care făceam eu înainte, Legit The King, public. Așa că da, bă, băieți, aveți canalul în descriere, se numește Bet3RD. Mulți m-ați descoperit și dinainte, duceți-vă acolo, frate, cu un subscribe și like la toate videourile, să facem acolo multe, multe vizualizări și like-uri, chiar dacă canalul, nici nu mai știu parola, nici nu mai știu parola măcar, să vă gândiți la chestia asta. Da, dacă mai vizualizați episoade de Legit The King sau chestii random cu hack-uri, am jucat și cu aimers, cu interwebs, cu toate cheat-urile posibile și cu Unity, cu de toate. Am jucat, deci dați acolo un subscribe, frate, și un like. Hai că vă las la episod. Salut! Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO cu cheat-uri free. Bă, băieți, de data aceasta folosim Osiris. Știți că l-am folosit, adică l-am făcut ca exemplu și la prezentarea aia când v-am învățat cum să vă băgați cheat-uri gratis pe CSGO și foarte multe comentarii mi-au zis: bă, frate, joacă cu Osiris într-un episod de cheat-uri free ca să vezi cum e, frate, că e genial. Și am zis: bă, poate chiar o să-i dau nota 10, 10, 10, gen la toate chestiile o să-i dau 10 la asta. Cam asta este cheat-ul, bă, băieți, Osiris. Mi-am făcut aici un config cât de cât de legit. Na, nu prea e legit, mi-am făcut și la skin changer, am descoperit super, deci niște funcții foarte, foarte șmechere. Poți să vezi banii la inamici. Bine, rankurile puteai să le vezi și așa, fake prime-ul ăsta care chiar, adică dacă te bagi în lobby, chiar îți arată că ai prime. Bine, nu, stați așa să mă bag cu cineva. Băiți, oricum, dacă mai vreți episoarele gen în continuare, dați strategii voi acolo un like și un subscribe. Și ia uitați, am prime, Mihai de Boschetar are prime. Ce șmecheră e chestia de, da, eu sunt Mihai de Boschetar ăsta. Deci am prime, este o chestie super șmecheră. Hai să dăm start la meșcul ăsta aici. Îl lasă. Hai să trecem la meș, bă, băieți. By the way, am găsit un site nou de unde puteți să vă luați cheat-uri gratis. Se numește Cheater Squad sau ceva de genul. Oricum îl aveți în descriere, site-ul e un site super șmecher. De acolo am luat eu Osiris-ul de data asta. Deci de acolo am luat Osiris-ul. Aveți Cheater Squad-ul ăla sau cum se numește exact în descriere și Cheater.fan. Aveți cele două site-uri de cheater gratis de CS în descriere. Să vă duceți acolo să vă uitați, da? Da, bă, băieți, și am intrat în match. Haideți să vedem cum se descurcă Osiris în matchmaking. Am intrat cu tipul ăla din lobby. Uai, le văd și banii, lol, bă, dă-te dracu cât ești, băi. Ok, eu încă vă caut 13.000. Sper că nu au atât, așa-i? Hello? Hai să nu restart la chestia aia. Reveal money. No, tot 13.000 au. Ok, Subway apare în chestia asta. Și ăla are microfonul luat din berceni. Să moară, bibi, dă-i mod direct. Ok, bă, băieți, haideți să vedem cum se descurcă Osiris. O să vedem notele la final. Am ținta default, nu trebuia să o am, așa e. Când o să mor, o să mă uit pe cineva de la mine și o să-i fur ținta, pentru că sunt un hoț. Ok. Bă, ce mă blochezi, mă, tu? Hai să vedem, ok. Băieții se duc pe A, nu pot să le dau info că da, nu merge voice chat-ul, trebuie să le rezolv după video ăsta. Oh. Ok. Oh, ok. Am înțeles. Deci Osiris merge super bine pe legit. Hai să ne preface că nu știm pe ea. Și acum știm. Și acum o să tragem așa în ei ca să nu devenim suspicioși. Ok, și acum hai să-i fur ținta la asta. Mamă, ăștia toți au ținta default. Ah, ăsta n-are ținta default. Cum eu fur? Care ești, mă? Pala. Ăsta ești, frate. Dă-i direct. Îi furăm ținta la asta. Yes. Ăștia toți au ținta default. Ah, acum o am pe toți la fel. S-o buguit CS-ul, mă. Sau eu furat toți ținta. Cred că eu furat toți ținta lui ăla. Nu știu de ce am impresia. Ok, bă, băieți. Hai să vedem ce mai are cheat-ul pe aici. Oh, spectator list. Și cum? Unde mi-arată spectatorii? Eu nu-i văd spectatorii. Hai să dăm pe roșu. Dar eu tot nu văd spectatorii. Sau poate când sunt în viață, mă. La asta nu m-am gândit. Ăla are statrack și are un kill pe el. No, și spectatorii unde mi-arată? Apare nu mi-arată, băieți. Sad noises. Hai să vedem ce mai arată pe aici. Bă, o să-l dezactivez watermark-ul. Bine că watermark-ul arată, normal. Hai să-l dăm pe roșu. Sau nu, pe albastru. Și ne arată acolo FPS-ul și ping-ul. Mamă, ping 80. Pe cam mare ping-ul ăsta, mă, frate. Cu ping 80 joc eu CS, mă, băieți, ce e asta, nu? Mamă, 100 ping aproape. Mamă, s-a terminat. Net, să moară Bibi. Net ca ăsta rar mai ai. Da, acum ați lăsat, de aia merge așa de greu, nu vă îngrijorați. Sunt plecat la sat pentru că, na, chestii corona, ați pus să ieși pe afară pe aici prin curte și, na, pui mei. Dar jucăm cu pic 80, nu-i problemă. Hai să-i omorâm pe ăștia din best, vedem ce fac, bă. Ok, deci, aparent, recoil-ul nu e cel mai fain la cheat-ul ăsta și ăla e low HP, așa că dacă îi dau un flash și am șanse să... Ah, am vrut să-l ucid cu flash-ul, cu sânge rece. Uite, pe aia sunt toți trei acolo, coaie. L-am luat prin poartă, du-te, băi, dar dacă nu mă fac ăștia hacker până la finalul match-ului. Uop, one tap. Am zis, one tap. One tap, na, bine. Nu. Ok. Cred că am luat-o, sper că am luat-o. Ăsta are ceva aici, fast plant. Și n-are și fast diffuse. Uite, scrie doar fast plant aici, bomb timer. Oh, shit. Ok, am luat-o. Uitați, are ceva aici, fast plant. Și nu știu ce e fast plant, chestia asta, dar... Pare interesantă, să știți. Chiar pare interesantă și o să o testez la CD. Vedem care e faza aia cu fast plant-ul. Fake prime-ul. Na, nu știu dacă te bagă la prime. Eu am auzit că nu te bagă la prime și... Na, ar fi logic să nu te bage la prime, având în vedere că e fake prime, dar... O să-l testăm și pe ăla, dar nu știu cum o să-l testez eu pe ăla. Probabil să mă bag la un meci singur, să văd dacă mă bagă la prime sau ceva, nu știu.
Hai să vedem, bă, băieți. Dacă luăm meciul ăsta. Nu, no, da, uite, că mi-arată și FPS-urile astea, o chestie super șmecher. Ok, așa vin pe aici, fiți nu știu să le fac, să le dau smoke. Și când nu se așteaptă, intru așa prin smoke. Înțe, dacă începe ăsta să tragă prin smoke și îmi dă insta-head. Ok, ăla săracu-i speriat, dă un molotov și acum ies eu pe aici și bam, 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 bam. Oh, ok, am dat mare backtrack la ăla. Și ăsta, oh, SG, vreau SG-ul ăsta. E frumos, e frumos, mamă, ăștia-s pe short toți, hai să vedem. Bam, 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 bam. Bă, legit butul ăsta chiar e decent, îmi place legit butul ăsta. Pentru că nu dă doar la cap. Bine, poți să-l setezi să dea și la cap, dar eu nu l-am setat să dea doar la cap și nu dă doar la cap. Asta e o chestie super șmecheră, deci asta e tabul de aimbot, vedeți? Am pus VOV-ul la aproape 2, smut-ul la 10, hai să-l dăm un pic mai mic smut-ul, să zicem, și na, cam astea setările, frate, de... Uite, și timerul ăla îmi place, cum se descarcă așa linia, bă, ăsta cred că o să aibă note destul de mari. Vizualele nu prea plac, sincer, sunt așa, bine, probabil pot să le configurez, eu n-am avut răbdare să le configurez, mă, că ăștia câștigă runda, mă, frate, mă. Zdoin? Mamă, nu, e doar unul. Mort. Ok, bă, chiar îmi place, îmi place rău de tot citul ăsta și mi-arată și cum dau diffusing și zice și cine dă diffuse și îmi zice și dacă pot să dau diffuse la bombă. Scrie acolo can diffuse și probabil dacă scrie cannot diffuse înseamnă că nu mai e timp să-i dai diffuse și na. Nice, legit. Am și fost acuzat de cituri, din păcate. Yellow. I am smurfing, man. Mem. Ia să vedem ce mai e pe aici. Ăsta nu, deci tabul de input l-ați văzut. Cum arată auto-reload ăsta? Nu știu, cred că-ți dă auto-reload la armă sau nu știu, ia să vedem. Bam. Nu? Bam, 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 bam. Mai am un glonț, dăm reload, frate. Na. Și la zero glonț e normal că dă reload, da. Ok, fast reload ăla mi-a plăcut. Ăla l-a făcut automat, eu n-am făcut. Eu n-am făcut chestia aia, deci asta a fost o chestie super șmecheră. Și bam, înțeles. Bam. Bam. Ok, ce bulangeus, bă, frate. Sunt nesimțit. Hai, du-te, du-te, fire-ule, că vreau să intru peste băieți. Vreau să le arăt cum se joacă, bă. Mamă, ce bunny hop. Dar nu, bunny hop ăsta e făcut să dea, să facă legit bunny hop. Nu mi se pare că prinde viteză. Ba, 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 prinde, prinde. Nu-l făcusem eu, bine, trebuie să fac și strafe-ul, că n-am auto-strafe-ul on. Vreau un nou scop aici. Op. Wow, chestia asta a fost faină. Mi-a plăcut no scope-ul ăla jam shot. Frumos, hai să dau și un pic pe mid, vedem cum o duce la picuri pe mid. Și ăla a dat disconnect deja, cred că gata, rage quit. Ah, bine, am și backtrack-ul pe 200, deci probabil și de aia o dau așa de bine. Slow walk, ăsta nu știu ce, nu o să le activez unele care nu știu ce vreți, nu o să le activez. Anti-AFK kick, probabil că... Mama, poți să-mi setezi de pe cheta să-ți deschid meniu? Du-te, dracu, prison EK to change the bind. Delete, insert, bă, du-te, deci dacă puneți mouse-ul aici, puteți să vă deschideți meniu de pe altceva. Nu știu, poți să deschid meniu de pe home. Și acum dacă ies de aici și dau pe home, mi se închide și mi se deschide meniu. Ce tare, mă, e super tare chestia asta. Băi, care-i treaz, mă, în mine? Tu-s gâtul. Deci e super tare, poți să-ți schimbi și de pe ce tasă să deschizi meniu. În caz de nu-ți place insert, poți să deschizi de pe altceva meniu. Și acum mai dăm jump shot la asta, bam. Ok, de ce n-am reușit jump shot? Bam. Bam. Bă, băiatule. Bam. Bă. No, acum dacă îi dădeam la ăla meu, ieșeam din meci, jur. Dacă, deci dacă îi dădeam, ăla are poză cu ăla cu aia. Bă, men, men, men. Yellow, you play AVP? Nu, frate, nu joc AVP, taci. Nice. Oh my god, eu nu pot să vorbesc pe voice chat, nu mă lasă voice chat-ul să vorbesc. Aoleu. Îi dau Q-Clay style. Rapapam. Rapapam. Nice. Hai că am luat-o, mă, asta a fost easy. Eu joc la Silver acum, ca să vă dați seama de ce joacă ăștia așa slab. Adică ăla, săracul de el, nu mai știu ce să facă, că am sărit cu arma pe el. Dar este 5-0, frumos. Mamă, 15 cu 1 am, bă, ce scor, mă, eu e car pe ăștia. Dacă nu eram eu în echipa asta, cred că era un scor mai strâns. Era 3-3, 2-3, da. E 5-0, mă, pentru săracii. La cred că da, abandon, mă, Kijel era. Kijijier. Cred că o, da, abandon, mă, nu mai are treabă. Nu, cred că mai intră la înapoi. Hai să mai dau un pic pe mid. Îmi plac picurile astea așa. Mmm, ce-mi plac ea. Săracu, a, era but Uri. Deci, na. I-am dat mute la gri, să-i scoate motoare, să aibă dreptul la opinie. Bam, 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 bam. Am crezut că, ok. Hai, bossule, dă-i pic. Ah, fuck. De ce nu dă pic omul? Hai, mă, dă-i pic. Ho, ho. L-am ratat. Ce făcea ăla? De ce stătea așa? What? Bă, ăla se uita la mine, efectiv, nu trăgea. Ok. Nu știu de ce, dar în fine. Bam.
Da, și mie îmi place cum zic unii, bă frate, fără cheat ești praf. Adică de parcă și cheat-ul merge pe mapă pentru mine, băieți, nu? Nu, frate, cheat-ul doar... Mane? Ok. De parcă cheat-ul se mișcă pentru mine pe mapă, știi? N-are treabă. N-are treabă, frate. Doar aim și aim-ul nici măcar nu-l am, top wallhack, idiot. Aim-ul nici măcar nu mă aștept așa de mult. Eu tot trebuie să pun. Uite, hai să tragem pe lângă adversar. Deci, uite, trag așa. Na, vedeți că nu-l ia. Uite, trag așa mai aproape. Ați văzut că nu-l ia. Deci tot trebuie să pun ținta pe el cât de cât. Aim-ul doar mă ajută puțin, vedeți? One tap. Deci tot trebuie să pun ținta pe el cât de cât. Dă mai că în loc să o pun fix pe cap, o pun așa, uite, un pic așa, dar tot trebuie să fie pe el ținta. Stați liniștiți că nu-mi trage aim-ul pentru mine, nu-l trage în țintă pentru mine. Nu face chestii de astea, deci tot trebuie să știi să miști un pic pe CS ca să joci și cu hack. Ca să-l ascunzi, bine, eu nu prea-l ascund aici, eu dau cam obvious. Dar e partea a doua. Dar având în vedere că am un cont pe care nu l-am banat de 2 ani, înseamnă că ascund și destul de bine. Bă, futus green-ul, mătii, du-te recu, ce dai tu în mine? Mă-mi place fast reload-ul ăsta, uitați, dacă dau așa și dau ăsta, mi-l încarcă imediat, vezi, nu mai este să scoat încărcătorul, nu știu ce, îl încarcă imediat, frate. Deci fast reload-ul ăsta chiar e șmecher, e top. Pam! Bă, băiatul, jump shot. Ua! Ok. Săracul ar mai știe de el, bă, băiatule, bă. Era să mor. Uap! I-am dat leg, i-am dat leg. Oh my god, ce scrim bun îți, bă, băieți, bă, n-ai cum cu mine, mă, frate, bă. N-ai 22 cu 1, mă, frate. Bă, deci îmi place la nebunie ce ăsta, e genial, bă. Și nu știu dacă se vede așa de obvious, că pe OV nu mai merge insert. Ah, eu l-am pus pe home, ok. Îți prost și eu, îi dau pe insert din nou. You idiot yellow, bă, de ce nu... Bă, yes, insert, așa, gata, nu mai mergea. You... Yes, smurf, man. Mamă, ce plângă ea pe cea săracii de ei, bă, frate. Și mai e și ruși, sau e rusa aia, Coponavipic, Covonavipic. Bam, bam. Cred că-s ruși aia, nu știu de ce. Uuu, mi-a dat aici flash, acum o să-i dau un scop. Bam. No. Bam. Tu zgâtu. N-am reușit. N-am reușit, de ce? De ce n-am reușit? Aaaa. Asta nu o să o pun la video, că e foarte cringe, să știți. Asta nu o să apară la video. Sper că nu o să apară, dacă eu sunt prost și Milene, se editez și pun tot video. Poate o să apară. Mama, mama, ne-au rupt prima rundă, care ne-au rupt, că ăștia nu o să câștige. Mamă, unde a tra... Mamă, scrova, trăiți-a. Mamă, scrova, fix pe el ai tras și hitbox-urile de la CSS moarte. Bine, scrova, l-ai omorât pe boot. Bine, scrova, e bun. Mamă. Să știți că n-am corona. Mamă. Mamă, cât ori a tot descărcat tot încărcătorul de la AVP, mă. Și acum dau rush ăștia pe el. Mamă, e rip crova asta. Mamă, crova. Mamă, crova, bă. Uite-și pe ăsta, asta trage pe rez, bă. Bă, la ce rank joc, mă, băieți, ăștia-s buți, mă. Eu acum am dau seama că ăștia de fapt. Yo, nice reactions. Rampage. Nice reactions, man. Mi-au plăcut reacțiile lui. N-au fost rele. Hai să ne băgăm și noi un AVP Asimov. N-am mai jucat cu AVP Asimov de nu știu cât timp. Vă rugiți aici la skin changer, căș căutăm unde mai aici. Băi. A, aici, AVP și la Paint Kit Asimov, mă. Sau pot orice skin să-mi pun. A, trebuie să dau update. Chiar pot să-mi pun orice skin. Nu știu, de exemplu, AVP... A, enabled. Ok. Pot să-mi pun after... What? Să mor tu, că pot să-mi pun orice skin. Ateris. Bine, asta cred că e de AVP. Da, asta e de AVP skin-ul. Deci poți să spui skin-uri și care nu sunt făcute pentru AVP. Lol, asta chiar e tare. Chestia asta. A plantat bomba la B. Dar nicio șansă n-au, băieți, mă. Știa, sper că își dau seama că n-au nicio șansă. Adică versus mine, un pro player adevărat. Ia uitați aici ce-i fac. Bam, 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 bam. Mamă, frate, săracul de el. O încerca și el să dea un fire acolo. Unde-i bomba? Bă, bomba, a, uite. Hai să așteptăm până mai doar 5 secunde. Chiar sunt curios, stai. Dau așa difuz în continuu. Ca să nu ia nimeni. Hai, n-o lua. N-o lua, frate. Am zis că noi ei. Las-o până o să mai fie 5 secunde. Las-o, frate, las-o. Asta cred că se miră de ce nu mai dă nimeni diffuse, așa-i? Chiar nu se miră nimeni. Bam, am luat-o. Cannon diffuse, nu cred. Nu cred. What the fuck, man? Can't diffuse. Why you didn't help? Am fost prost, că n-am dat la timp. Bă, ce prost, bă. Vrea să creadă omul șmecher și nu poate aici în meci. Îmi dau ăștia kick acum cu aia. Dacă îmi dau kick, da...
Aoleu, nu cred că-mi dau ăștia, că e cam 23 de fraguri. Bă, da, prost îți, mă. Prost rău de tomă, păi, cum să încerc așa ceva, mă? Că eu știu că nu... Oh, up. Hai, boss, dă-i pic, dă-i pic. Hai că acum mă revașez pentru echipa mea, o să le dau numai tapurile ăștia. Bine, tapuri cu AVP-ul, am cam înțeles. Sare AVP, săracul de el. Unu mort. Doi mort. Băi, pot să le dau linie la ăștia doi oare? Vreau linie. Linie. Uuliu. Oh my god. Oh my god. Smurf. Yes, smurf. Oh my god, ce se enervează băieții pe mine, mă. Bă, citul ăsta chiar e genial. Chiar îmi place. Nu știu dacă am vreo notă. Stai așa să găsesc. Trebuie să găsesc ca profa mea de mate sau... Nu știu, că nu... Pa, și profa de mate face așa. Hai să găsim un nod în papură, să vedem ce... Ce nu-i bine pe aici? Ia să vedem. Bă, ăla chiar... Ua... Ce caută ăștia doi aici? Bă, mama e, mă. Ce caută ăștia doi aici? Cum au trecut pe lângă mine ăștia? Yusuf, legit. Bam. Bam. Bravo, bă, băieți, bă, bravo. Și dăm acum Zeus la asta. Ok, cred că o să dea surrender, băieții. Nu știu de ce am impresia. Surrender. Surrender. Ca să scape de mine, pentru că sunt un jeg. How to fix your microphone not working. Dacă am căutat asta înainte de meci, pentru că m-am enervat. Efectiv, nu mergea microfonul și am zis că dau microfonul de pe mâmbă, frate, bă. Ok, bă, băieți. Băieții nu vor să dea surrender. Nu se lasă pe gubași. Așa e? Surrender. Man, you can. No, ok, enervez pe ăștia până dau surrender, jur. Bam. Bam. De ce nu moare? Bravo, mă, Green, bă. Bine, Green. Nu-l cheamă Green, dar na. Whoop. Whoop. Ha, săracu. Whoop, whoop. Wow. Mamă, coaie, yes, kick, please. Bă, tu glumești. Nu merge, mă, hai să-i trag eu fix pe cap. Bam. No, bine. Just surrender, idiot. Idoit, scriam iară, idoit. BB, ok, B-man, BBB, hai că mergem, big. Eu, de fapt, de parcă nu știam. Ah, bomb, bomb, B, scrie și în ce side-i plantată bomba, lol. Cât de tare e asta. Săraci, bă, coaie, coleo, da, săraci, bă. Mi-e și milă de silver ăștia, frate. Mi-e și milă de silver ăștia, săraci. O încercăm aia odată? Hai că încercăm, pe dracu încercăm. Idiot, Rilly. De cum o scris, Rilly, bă, frate, ce-i, bă, coștea, bă, trăiți, iar. Chiar îmi place, chiar îmi place să joc cu băieți de ăștia. I-am dat iar un picior la calculator. Deci ca să vă dați seama, eu aici la sat, unde sunt acum, stau în spate într-un garaj. Deci eu și stătică ce mai stăm în garaje. Și... am calculatorul, deci eu sunt pe o masă, de aia o masă normală pe care mănânci, drecu, deci nu-i birou, e o masă pur și simplu. Și, ok, dacă dădeam chestia asta, ok, deci, cum, unde rămâsesem, așa, deci masa asta e una normală pe care mănânci, pe care faci orice, e o masă, patru picioare și o scândură pusă peste alea patru picioare, deci nu-i ceva special la aia. Băi, și eu am calculatorul sub birou, băi, și odată tot dădeam din picioare și eu n-am side panel la calculator, deci eu n-am... Panoul ăla lateral la calculator, mie mi se văd direct componentele, frate. Bă, și într-o zi, când eram acum aici la sat, i-am futut un picior la placa video de-am crezut că am rupt-o de pe placa de bază. Bă, coaie, ce m-am speriat. Bă, pur și simplu, și am dat așa un picior de sus în jos, uite așa. Placa video aici la mijloc și am dat așa un picior de sus în jos. Mare, nu știu cum se numește aia în box, în pula mea. Bă, coaie, am crezut că am rupt-o. Și... De atunci am grijă, nu mai mici din picioare, că acum și acum era să-i dau una. Acum am dat în carcasă, n-am dat în placa video, dar sperăm să nu dăm în placa video. Sau să scot din greșeală furtună, că la mine furtunile nu s-a agățat, pur și simplu, alea de la water cooling. Mamă, 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 dacă ia asta runda, dacă ia asta runda, coaie. Coaie, a, bă, a, sunt încă doi în viață și e bomba pe ea. Bă, 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 tu ești pro, the bomb is A, man. Bomb A is A, man. The bomb is A, idiot. Mamă, cât de prost e, așa, frate. Te-ai gândit și tu acum. Asta nu e arunda, mă, asta e paraliza rău de tot, frate. Joc la silver, mă. Când fac eu contur noi să joc cu cheat-uri și mă dă la silver, trebuia să pun pe CSGO Hacking România, by the way, dacă nu știi silver. Wow, de cum te gândeai tu că o să le iei pe ăla? Dar pentru cei care nu știu ce e CSGO Hacking România, e grupul meu de CSGO Hacking România, adică unde se postează chestii legate de cheating pe CS și alte jocuri, nu neapărat de CS, numai că na, să nu abuzăm de chestia asta, adică nu din CSGO Hacking România transformă un Minecraft în România sau chestii de astea, știi? Deci mai rar cu postările legate de legate de alte jocuri, dar în general CSGO și alte jocuri, da. Ok. O să le iau pe ăsta prin ușă.
O să le iau pe ăsta prin ușă. Ok, săracu și-a luat și boot, mă. Ok, o să le iau pe ăsta meu prin ușă. Glămeți, bă, băieți, nu să facem griffing, ca să nu ne luăm bani pentru griffing. Op. Op. N-au săracii de ei, dar nu dați surrender, mă, nu v-ați sătura să vă omor așa în continuu, mă. Chiar review-ul acid l-am făcut, mi se pare, cred că, bă, până acum vă jur, cred că tot, toate ci, toate, bă. Nu cred că am dat la vreun cheat până acum la toate 10, dar ăsta cred că o să aibă 10 la toate, nu știu de ce am impresia. Săracu, a intrat Daisy la noi, bă. Yes. Uite cum s-a culcat omul, bă. You see, yes. Ia vezi ceva la asta. Ia. Hai, mă. Ah. N-am reușit, am vrut să-i dau flick headshot. Noob team. Surrender, idiot. Just surrender. And you win. Săracu, bă. Băi, aș fi dat surrender, bă, frate. Gen dacă... Mamă, zi... Noi avem 10 runde luate și toate MVP-urile sunt la mine, bă, frate. Tu glumești? Ok, bot Uri, săracu, este mort. Nu mai a avut șansă să supraviețuiască. Și acum le dăm linie la ăștia doi. Aaa, i-am dat linie, dra. Da, 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 da. La ăștia le e și frică să vină în coamă. Vezi că spuc de mine, efectiv, oamenii. Mama, am crescut, dau linie. Doi morți. Sunt un super bun jucător de CS. Sunt un jucăuș bun. Jucăuș bun. Bă, băiatule. Mamă, băi, zeu pe nou, băi. E Dumnezeu pe nou scopuri. Citul ăsta să mor eu, ia. Bam, bam. A, văzut că îi dau un scop. Ok, să luăm. Hai că luăm un deagle, runda. Bă, de ce am M4, bă? Bă, ce-am făcut, mă? Am dat pe gât din greșeală sau ce s-a întâmplat? A, cred că am dat pe E și eram cu ținta îndreptată spre armă. Și-a luat arma. Only noobs play with cheats. Hai, mă, nu zău, mă. Și eu joc la silver și ăla merge așa, la mergea de la mine așa, uite așa merge. Și vede un inamic. Deci, bă, mă, lași only noobs play with cheats. Bă, dacă eram acum la un DMG, un LE ceva, atunci, da, mă, dar nu-mi pui tu la silver cu only noobs play with cheats. M-a luat. Ok, i-am dat 85. Suc. Ah, mă, lece, îmi place cum mă înjură rău și... Ia uite-l pe ăsta, uite, uite, vedeți ce vă spun? Când începe inamicul ăsta, uite, uite, cu ei, trage de pe short în tine, ești terminat! Bă, mă, trageau de pe short în el și omul nu știe, bă. Bă, eu nu înțeleg cum joacă ăștia așa. A crezut că am luat bana, a crezut că s-o bloca jocul și am luat vac, dar hei, dă-i nou scop. Ma. Uitați-vă și voi ce pro player pe AVP, uitați-vă și voi doar ce pro player pe AVP. Mamă, a stat omul pe loc, de aia l-ai luat. Wow. Da. Mamă. Îi face jiggle pick la om, bă, frate. Dar asta n-are coduri, nu-i mai face. Bă, 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 bă. Ok, primul tai, ez. Și că ez. You lose. What ez? E terminat, omul, mă. Îmi zice ez și pierde de rupe. Cred că am crezut că mi s-a dus sunetul la joc din nou și o să-mi iau... Nu! Am crezut că am deagle și am revolver. Ce-i? Ce-i? Că nu vreau să joc cu ăsta. Ba, picioarele, joc cu... Ăsta, ba nu, jucăm cu ăsta. Că îi dau pe mid, știți ce zic? Vreau să dau un headshot pe mid acum, un headshot frumos pe mid. Ok. Eu acum, eu fac un mouse așa acum, nu vă nu vă îngrijorați, n-am căcatul ăla de la rage. Bine, nu că ar fi motiv de... Bă, să-mi bug spin. Să-mi bug spin în ultimele runde. Să-mi bug spin-ul. Hai să vedem. Bă, nu merge legit butul pe ăsta, bă. No, aveam și ținta pe cap și m-a luat. Hai să băgăm rage-ul. Zic, nu? Dar nu știu cum să-l bag. Ah, ia să-ți un pic. Toggle, nu toggle. N-are autoshot sau stiu prost și nu-l văd. Ni răzdăm pe head. scoped only. Nu, dar... Bă, autoshot n-avem. Anti, stai, aimbot, anti-aim, nu cred că are legătură asta. Bine, n-are legătură asta la asta. Bă, mane. Report bot, să mor tu că merge. Bam. Target, enemies. Lol, începe să le dea report, what the fuck. Început să le dea report la aia. Și pentru griffing vreau. Hai, dă-le report în continuu. Mamă, uite că le dă report la aia cu aia. Bă, report for player has been submitted. Bă, voi vedeți câte reporturi dau? What the fuck, man? Închide-te. Reset. Du-te. Ok, asta să-ți faci config. Asta să-mi modific meniu. Ok, dar... Bă, băieți, eu vreau... All. Da, mă, all. Și autoshot. Autoshot. Asta nu l-am observat, mă, scuzați. FOV-ul. Smut-ul pe 0. Smut-ul 1, ok.
pe OV așa. Silent. Da, aim lock așa, nu știu ce. Și no recoil dacă are. Că dacă o să înceapă să tragă în continuu, nu o să... Nu o să dea. Yellow FPS. Ce e Yellow FPS? 300. Nu știu ce a vrut ăla să zică. Hai să vedem, bă, băieți. N-are... Ok, asta crede acum că am FPS-uri bune și de aia joc așa bine, sau care e faza, că nu înțeleg. Bă, o să înceapă să tragă și o să mi se ducă ținta în cer. N-are no recoil chestia asta, ia să-ți vedem. Reveal suspect, văd că are o chestie acolo, reveal suspect. N-ai pentru overall și chiar îi dă reveal la suspect? Sau nu merge chestia aia? Hai să vedem dacă merge asta, ia. Da, vedeți ce zic, trage în cer. Și nu-l ia. Ba, îl ia. Enemy green. Băi, eu la ăla i-am dat... A, le-am dat mute la toți, what the fuck? De ce le-am dat mute la toți? Bă... What happened? Cred că e de la scriptul ăsta, de la ei. Când le dă report, le dă și mute sau nu știu care e faza. Uitați, trage în cer! De ce tragi în cer, mă, omule? Nu trebuie să tragi în cer. A, asta, pe ăsta fiind, ce-i falul ăsta? Și acum iau AUG-ul. Băi, e ok și pe rage, dar n-are no recoil-ul. Și având în vedere că trage așa, fără no recoil... Jumpshot. Ok, am dat jumpshot. Având în vedere că trage așa și nici măcar n-are no recoil, eu zic că e destul de decent. Hai să vedem no recoil-ul dacă nu-l văd eu pe aici. Bă, dacă schior și nu-l văd, chiar îmi pare rău. Dar eu nu-l văd. O fi pe aici, mă. No recoil, trebuie să scriu undeva no recoil, mă, dă-l în morții lui, mă. Autopistol, auto reload, așa am atât activat și nu vezi, nu văd no recoil-ul, mă, frate. Sau l-ai avea pe aici pe undeva, mă. Interesant, dar nu știu. Bă, eu joc fără no recoil. Idiot Rally. Bă, cât ce se enervează ăla, bă. Smurf Play Beret. Mamă, am 46 de kill-uri, scor 106. Bă, n-ai cum cu mine, bă, frate. Ok, ăsta săracu. Bam, bam, bam. Săraci, bă. 3 head-uri până acum. Hai, facem 60 de kill-uri în match-ul ăsta, bă, băieți. Ce ziceți? Bă, ce apăr pe mine, mă, n-ai cum. Yes, wallhack 100%, bă, cât râde ăla, ăsta cât se enervează la nou info. Și doar wallhack, frate. Ăsta eu le dau numai cap la lui și ăsta vede numai wall-ul. Bă, ăsta e paralizat, mă, frate. Bam, bam. Ace. Am să zic că am avut info de pe... Am avut info, mi-au zis aia din site că e acolo. Hai să luăm AK. Îi rupem cu AK-ul. 51 cu 5. Un scor... Nu prea-mi place scorul ăsta, sincer, nu e un scor așa de bun. Ce pot să spun? Nu e un scor așa de bun. Vă zic sincer că se putea și mai bine, dar... Ah. Oh, fuck, uite câți vin. Bă, dar asta trage în mine, m-ai terminat. Mamă, și atunci se duc pe B, săracii de ei. Mă duc eu acum cu ei pe B. Să-i ajut. Hai că iau pe la spate. Și acum o să le dau aici la toți. Bam, 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 bam. Ok. Bă, ăla se... A, ăla-i botul, mă. Tu te mă mori. Ok, deși pe regii bun citul, place, ia să ne cu la cum îi dă. Trage cam mult și trage la corp din câte văd. Ia, bam bam. You really noob. 56 de fraguri, bă. Am dat ace încă o dată? Nu, nu cred că a fost ace ăsta. Mamă, stați așa că vreau să-mi iau auto și să dau auto-wall. Ah, n-am auto-wall. Fuck. Dar n-are auto-wall chestia asta, serios, mă. Are auto așa și n-are wall. Stai așa că vreau să mă duc pe... Mid. Ia să vedem. Dacă mai dă cineva pic acum. Oh. Nu cred, mă, m-a luat. Oh. Oh. Ok. S-a activat ăla. La silver. What? Nu, no, cred că s-a activat ăla. Nu, no, cred. Bă, mama e, mă. S-a activat ăla? Dar nu, mă, ce ai, mă, că știa sprat, mă. Dar să dea la două head-uri așa la silver. Du-te, mă, daci, mă. Vedem acum. Bă, la, oricum are cont nou ca mine, cred. Da, are cont nou. Hai să-mi beau și o gură de cafea, că mi-am lăsat cafea, o să putrezească aici. Nu, cred că s-a activat, că e slab, rog. Na, ratează. Mamă, cu aici ratează omul. Mamă, a avut bulan pe mine, mă. Luați runda, băieți. Mamă, cu aia, dacă dă la clutch acum 1v2, s-a terminat șmecheria. Bine, 1v3, cred că dă, dar na. Hai să vedem, bă, băieți. Alea, nu, că alea pe ăsta. N-are cum să dea asta. Nice, mă, bine, bă, băieți, mă. Știi, mă bucur și-o că câștig la silver. Cum zic hackerii. Păi doar așa câștigi. Cu hack-uri. Ok.
Bă, chiar îmi place citul ăsta, chiar îmi place. Cred că o să aibă cele mai mari rating-uri de până acum. Eu zic serios acum, pentru că n-am ce să-i reproșez. Bă, skin changer-ul nu dă crash, poți să spui orice skin tu vrei tu pe orice armă. Deci mi-am pus M9 Bayonet Bengal Tiger, ca să vă dați seama ce șmecher e chestia asta. Da, inventory changer n-are ce-i drept, dar nu poți să-i scad din punctaj pentru chestia asta. Inventory changer e doar un feature separat, deci nu pot să îi dau minus pentru chestia asta. Aimbot-ul e ok, dar sincer, poate nu știu eu să... Ăla chiar s-a activat de o dată așa. What the fuck? Ok, ciudat. Mamă, dacă dădeam one tap la ăla, one tap. Da, deci chiar e șmecheră chestia asta. Yes, info, sac, în... Bă, eu nu știu, avea și ăla cod, mă. Că head-urile alea, mamă, 60 de kg am, frate, ești nebun. Hai să-l iau în patrulele ăsta. Ăla cu cine se luptă? You team idiot, mamă, dai seama ce sparge la monitor acum, ce țipă prin casă cu aia. Hey. Tuc, tuc, tuc. Dar de ce ratează în halul ăsta? Ok, l-am luat, dar de ce rata în halul ăsta? What the fuck, eu chiar nu înțeleg. Mă rog, fraților, cam asta a fost Osirisul. Mie mi-a plăcut foarte mult, sincer, chiar îmi place cheat-ul ăsta. Dacă ar fi un cheat, bă, by the way, nu jucați cu cheat-uri de astea pe conturile voastre main. În niciun caz să nu băgați cheat-urile pe conturile voastre main, ok? Asta e o chestie de aur. Deci să nu jucați cu cheat-uri gratis pe conturile voastre main. Dar, chiar mi-a plăcut cheat-ul. E un cheat super decent. Hai să ieșim în meniul principal. Ce un cheat super decent, mai ales că are fake prime, arătea chestii care poți să-ți păcălești prietenii sau să intri în meciuri de prime, nu, mă rog, nu să intri în meciuri de prime, dar intri în lobby-uri, random și aia vor să-i dea afară că n-ai prime, de atunci bași fake prime-ul și poate ei nu știu de fake prime și atunci poți să intri cu ei meci pentru că nu o să-ți dea kick. Și uite, și aici zice prime enabled, e o chestie super mechera chestia asta. Mă rog, bă, fraților, notele mele sunt așa, pentru aimbot nu o să fie chiar 10, am zis că o să-i dau 10, dar... Sau nu știu, mă, nu, i-aș da 10 pentru că poate nu am știut eu să-l configurez, că și la video trecut m-a stras așa de urechi că n-am știut să fac config-ul. Deci hai să-i dăm 10 totuși. Mi-a plăcut, a fost ok. Nota 10 pentru aimbot. La wallhack clar 10. N-am ce să-i reproșez la wallhack. Cred că toate cheat-urile au 10 pentru că na, nu se, dacă nu se buguiește, dacă nu are chestii nasoale să-ți facă lag sau chestii astea, clar are 10. Pentru misc clar 10. Deci misc, uitați, uitați doar la misc, la tabul de misc câte se tăre, mă. Ai efectiv level suspect și chestia asta o să o încerc eu mai târziu. Și fake prime-ul, deci n-ai cum, mă, frate. Ești clar, chestia asta e un 10. Deci miscul ăsta e un 10 și skin changer-ul clar 10. Deci cheat-ul ăsta are tot 10. Deci Osiris-ul e cel mai bun cheat gratis, părerea mea până acum. Și OneTap.su, dar nu cred că are atâtea chestii ca Osiris-ul, știți? Deci nu are atâtea setări și atâtea funcții, să zic așa, ca Osiris-ul. Deci cred că tot Osiris-ul rămâne pentru, cel puțin pentru legii. Dacă aveți HVH, să-i bateți pe băieți acolo la HVH și chestii de alea, da. Ăsta, clar, OneTap-ul, da. Na, cam astea sunt notele mele pentru Osiris. Bă, băieți, dacă mai aveți episoade de genul ăsta, deci voi acolo noi strângem 2000 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!